Universitatea București-Craiova, după ce mai devreme Universitatea a învins-o pe Dinamo cu 1-0 pe Arena Națională, FCSB egalată la puncte, dar depășită la gol averaj de CFR Cluj, o întâlnește pe FCU Craiova. Oltenii cu apa la gât, cum se spune, nu mai este nicio echipă între FCU Craiova și Dinamo. E adevărat că o despart 5 puncte, o ușoară plasă de siguranță, dar Giovanni Costantino trebuie să înceapă să aducă puncte, pentru că de aceea a fost numit după câteva etape de naufragiu care, iată, au adus echipa în această poziție. Vedem primul 11 al celor de la FCSB. Târnovanu în poartă, Crețu, Înghezan, Alexandru, Radunovic, Djokovic, Șut, Olaru, Băluță, Rada Slavescu și Florinel Coman. Câteva nume noi, le-ați observat în primul 11, sunt și probleme de lot pe care le vom dezvolta mai târziu. FCU Craiova cu gură în poartă, Negru, Companiucci, Lacroa și Mascarenia, cei patru fundași, Albu și Van Durman în fața apărării, CDB, Chițu și Basa, linia de trei din spatele lui Vladislav Lănuț. Acestea au fost primele amănunte, ne întoarcem pe Arena Națională după publicitate.
Ne-am întors pe Arena Națională pentru ultima partidă a zilei în prima rundă a returului sezonului regulat. FCSB cu FCU Craiova. Situația era cu totul și cu totul alta la începutul campionatului, atunci când cele două echipe s-au întâlnit la Târgu Jiu și FCSB se impunea cu 3-1. Acum FCSB e în criză după o serie de rezultate foarte, foarte slabe. A fost ajunsă din urmă de CFR Cluj. FCU Craiova e și ea în cu totul altă poziție decât se gândea că va fi la începutul campionatului, pe loc de baraj. Spunea și Ionuț la prima intervenție, nu mai e nimeni între FCU Craiova și Dinamo. Astfel că sunt toate premisele să vedem o partidă cu nerv în această seară pe Arena Națională. Adrian Cojocaru este arbitrul partidei, Imre Laszlo Buci și Marius Badea sunt arbitrii asistenți, arbitru de rezervă Lucian Rusandu, Iulian Călin și Romică Bârdeș în camera VAR, un atac oprit acolo de Dragoș Albu, pasă foarte bună pentru Blănuță, joacă pentru CDB, întâmpinat de Radunovic, rămân cei 2-1-1, CDB joacă pentru Negru, dă și pleacă. De aici a venit centrarea pentru golul lui Chițu în runda precedentă, dar acum centrarea lui CDB este prea tare și prea înaltă pentru ca Aurelian Chițu să o ajungă. Arena Națională dominată deocamdată de suporterii veniți de la Craiova. Cei de la FCSB sunt în grevă după eșecul cu Rapid de săptămâna trecută. Cele două sectoare pe care le ocupă în mod obișnuit la peluză sunt libere. Suporterii sunt adunați undeva la sub inelul 2. Încă o acțiune a Craiovei, o centrare scoasă în corner. Prima lovitură de la colțul terenului. FCU Craiova începe meciul cu pedala la podea, sperând să dea lovitura încă din minutele de start. Iată-l și pe Baasa, un jucător interesant pentru FCSB, după ce a fost Bausa. Acum Baasa e ținta celor de la FCSB. Îi expiră contractul în vară, la finalul acestui sezon. Da, joacă însă tot în partea stângă, acolo unde sunt soluții peste soluții pentru FCSB. Baasa, centrare, iese Târnovanu și boxează o minge ușoară pe care, mă, normal, trebuia să o prindă. Balonul este recuperat de Companiuci. CDB se strecoară cu mingea, combină cu Aurelian Chițu, deposedat de șut. Pasa este cam tare, Negru. Deci este aruncare de la margine, da, aruncare de la margine, pentru că mingea a lovit Fanionul. Ce ciocnire aici între Negru și Olaru. E adevărat, doar pentru Olaru puteau exista urmări, la cât de tare a venit Negru. Radunovic repune de la margine, reprimește de la Florinel Coman, pressing pe care îl fac holtenii, un pressing ce duce la o recuperare. Au trecut 3 minute și FCSB n-a călcat în jumătatea Craiovei. FCU Craiova, care a jucat bine în runda precedentă, în derbiul oltenesc, s-a terminat 1-1, însă Laurențiu Popescu a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Universității Craiova. Iată-l acum pe șut, șansă pentru FCSB să inițieze prima acțiune. Crețu în locul lui Pantea, suspendat și Octavian Popescu. Companio, ca să joace, trebuia ca FCSB să plătească 100.000 de euro, ceea ce e considerat inacceptabil, plus că nu se mai află în grațiile omului care taie și spânzură la FCSB, astfel că astăzi, în ofensivă, îl vedem pe Rada Slavescu, alături de Băluță și de Florinel Coman, un atac bond al celor de la FCSB. Probabil în premieră joacă Rada Slavescu pe această poziție. El care oricum nu prea juca. Da, nu juca nici pe postul lui foarte des. Puține minute. Florinel Coman, pasa nu trece de Mascarenia, se respinge până la Baasa. Crețu reușește să-l deposedeze. Crețu pentru Florinel Coman. Coman reușește să devieze. Companiuci
Foarte bună pasa lui Alexandru din prima minge, care ajunge la Florinel Coman, încearcă să-l întoarcă pe Companiuci, nu reușește. Și Companiuci, nu, a fost Dragoș Albu cel care l-a blocat acolo și a reușit să-l deposedeze. Blănuță vine în sprijinul defensivei. Rada Slavescu, iată, primul șut pe spațiul porții vine de la Rada Slavescu. Bună execuția, ca intensitate, a prins spațiul porții, însă a trimis pe direcția lui Gurău. Gurău, un portar interesant, un portar care a avut evoluții foarte bune atunci când a fost folosit și în acest sezon și în cel precedent. Doar al cincilea meci în această ediție de campionat pentru Gurău. Încearcă Olteni să declanșeze contraatacul, intervine în Ghezana. Haruț uitat din nou pe bancă, Olaru deposedat foarte ușor, Chițu acum mai departe, nu ajunge pasa, e primul la minge Darius Olaru, care dă din mâini nemulțumit, însă el a fost cel care a greșit la această fază. Ce pasă bună lui Basa pentru Chițu, blocat de șut, e a doua lovitură de colț pentru FCU Craiova. Ha, o echipă cu elan ofensiv și cu destulă calitate pentru a pune probleme. Iată și fără Bausa, care ar fi revenit la antrenamente în această săptămână, dar după o pauză atât de lungă și la un meci atât de greu, nu face parte nici măcar din lot. Bausa, din nou de la colțul terenului, la scurt, acum Chițu deviază, mingea este respinsă de șut, atac aici Albu, precipitat. Minge grea pe care Radunović o deviază și va fi aruncare de la margine pentru FCU Craiova. Bun început de partidă. Sunt șanse să vedem în această seară multe goluri pe arena națională. În general, meciurile dintre cele două echipe au fost spectaculoase pentru că ambele sunt preocupate de faza ofensivă. Secu Sidibe, acum o pasă blocată, Radunović încearcă să-l joace pe Florinel Coman, cel nemulțumit de prestațiile coechipierilor. Degajează în Ghezana, la Croa. Van Durman pentru Mascarenhas, din nou la Croa. Companiuci, care a debutat în meciul tur de la Târgu Jiu, încheiat cu victoria celor de la FCSB 3-1. A fost o primă repriză foarte bună a celor de la FCSB. Craiova s-a trezit în repriza a doua, dar nu a mai putut reveni pe tabelă. Băluță protejează, joacă la margine cu Crețu. Crețu, Băluță. Pleacă Djokovic în tușă, Băluță pentru Djokovic, dar pui să centrezi dacă nu e Companiu acolo. Intrare tare asupra lui Băluță și este lovitură liberă. Nu e Companiu, dar știi regula la FCSB, se centrează tocmai atunci când nu e Companiu. Când italianul e pe teren, se încearcă combinațiile la firul ierbii. O intervenție neregulamentară aici, n-a reușit Van Durman să aibă timingul potrivit. A încercat să evite contactul în ultimul moment, însă era mult prea târziu. Și o șansă pentru FCSB, Radunović poate șuta cu stângul de acolo către poarta lui Gurău. Bineînțeles, după ce vor fi rezolvate problemele cu zidul, este meciul, probabil, cu cea mai scăzută audiență din acest sezon, al celor de la FCSB pe teren propriu, puțini spectatori în cea mai friguroasă seară de până acum. Să vedem, Florinel Coman sau Radunović. Până la urmă, Florinel Coman, în gol! 1-0! Florinel Coman deschide scorul în minutul 9 cu o execuție peste zid care îl surprinde pe Gurău. Nu reușește să împingă suficient acolo. Mingea coboară în colțul scurt și este 1-0 pentru FCSB. Fierb acolo cei din galerie că nu pot să celebreze această reușită a lui Florinel Coman. Revedem. Bună execuție. E bună, dar
are Gurău partea lui de vină la acest gol. E un portar mare Gurău, ar fi trebuit să ajungă ușor. A reacționat târziu, vorba ta, n-a reușit să împingă în picioare, depășit foarte ușor de minge. Al cincilea gol al lui Florinel Coman în acest sezon. Giovanni Costantino, foarte, foarte nervos. A trecut mingea pe sub mână lui Gurău. A fost cu mâinile acolo, dar tocmai pentru că a reacționat târziu. Da. Balonul a coborât brusc. Și iată o deschidere de scor venită în urma unei lovituri libere care nu trebuia să existe dacă Van Durman era mai ponderat. Dacă nu intra atât de haotic asupra lui Băluță, care se afla cu spatele la poartă. Aici Blănuță ține mingea în joc. Basa combină cu Albu. Albu puternic acolo, încearcă să îl găsească pe Chițu. Respinge Alexandru. Coman în dificultate. Coman scoate mingea dintre doi adversari. Coman își deschide bine terenul. Îl așteaptă pe Băluță să sprinteze. Vine pasa pentru Băluță. Nimeni în careu. Radaslavescu în marginea acestuia. Nimic aici. O lovitură de la 11 metri. Dictează Adrian Cojocaru. A apărut așa o cădere teatrală a lui Băluță. Să vedem dacă a existat ceva la acest duel dintre el și Mascarenhas. În afara momentului de ezitare al lui Adrian Cojocaru, mă rog, mie nu mi se pare, da, penalti. Adică mai atinge în picior, dar aceasta nu este prea puțin. Da. Uite, îi dă în talpă. Apoi Băluță simte acea atingere și cade. Condițiile în care există contact, VAR-ul nu va interveni. Da, seamănă cumva cu penaltiul de la Constanța. Cu acea piedică ușoară la șut, parcă. Sau, exact, da, șut. Așteaptă să profite Băluță de această atingere și să se prăbușească. Darius Solaru față în față cu Gurău. FCSB are șansa de a se distanța la 2-0 în minutul 12. Darius Solaru, principalul marcator al celor de la FCSB, capitanul echipei. Solaru, gol! 2-0. S-a năruit, s-a prăbușit ca un castel de nisip. Tot jocul bun al Craiovei. Au fost 7-8 minute intense la poarta lui Târnovanu. Acum e minutul 12, 2-0 pentru FCSB. Da, un început foarte bun de partidă. Greșeli peste greșeli făcute de cei de la FCU Craiova. Va fi foarte greu de acum înainte, e adevărat, nu imposibil. Seamănă acest start de partidă cu cel din tur. Atunci Miculescu reușea să marcheze în minutul 8, iar Florinel Coman din penalti în minutul 17. Acum golurile au venit un pic mai devreme, amândouă în intervalul primului sfert de oră. Abia de acum încep problemele pentru FCSB, care ne amintim că a avut 2-0 la Ploiești cu Petrolul și controla meciul fără probleme și totul s-a schimbat în ultima parte a întâlnirii. Acum practic avem un meci întreg la dispoziție, Chițu. Avem un meci întreg la dispoziție, să mai vedem și alte goluri. Da, aceeași schemă, aproape să le iasă ca la meciul merge cu Universitatea Craiova. Centrarea acum a fost bună. Foarte bună. Da. Era la nivelul lui Chițu, i-ar fi trebuit probabil o reacție mai bună, o reacție sau o plecare de pe loc mai bună. Unul dintre cei mai buni marcatori în acest sezon, el și cu Nistor, sunt principalii golgheteri din Superliga. Condițiile în care Dugangici a plecat, Rahmani s-a accidentat, iar Companio a ieșit din grațiile patronului. Blănuță, acum urmărit de Enghezana. Blănuță calcă pentru Sidi Bea, cărui centrare prinsă de Târnovanu. Sărit de Edi Piordănescu la această ultimă acțiune a echipei naționale. Acum să vedem dacă nu cumva va fi chemat pe ultima sută de metri, pentru că am înțeles că sunt probleme cu Ionuț Radu, revenit la echipa națională după ce a apărat la Bournemouth.
Minge scoasă la margine pentru CDB. Primește Companiucci. Companiucci înapoi. Da, FCSB are antecedente când a condus cu 2-0, a făcut-o la Ploiești, a fost egalată, a fost egalată și de Ucluj, chiar aici pe Arena Națională. De Hermannstadt. Da, Hermannstadt. Sunt 3 meciuri consecutive pe teren propriu pentru FCSB, fără victorie. Acum Dragoș Albu primește Basa în marginea careului, preluare slabă, Djokovic joacă din prima și posibilitate de contraatac, Florinel Coman. Coman întâmpinat de Negru și de posedat, nimic aici, corect, se lasă jocul să continue. Coman cu exteriorul, prea tare pentru Rada Slavescu, va ține totuși mingea în teren. Bun efortul pe care îl face Rada Slavescu, era bun companiu la această fază. Aproape de despărțirea de FCSB, Andreea Companio, așa cum părea aproape de despărțirea de FCSB și Djokovic, care a marcat la Ploiești, iar apoi a fost uitat pe bancă la următorul meci. Astăzi titular doar pentru că Povilu Popescu a fost foarte slab cu Rapid. Din nou Damian Djokovic pentru Lixandru. Daua este pe banca de rezerve, Kirikeș încă nerefăcut. Radunovic în centru, poate primi Ghezana. Și o etapă bună pentru FCSB să câștige în condițiile în care Rapid și CFR Cluj n-au reușit să o facă. Rapidul, după victoria din runda precedentă de aici de pe Arena Națională, doar 0-0 la Sfântul Gheorghe cu Sepsi. CFR-ul a jucat în acel 3-3 nebun de ieri din Copou, reușind să revină până la pauză de la 0-2, fiind egalată la 3, însă și riscând să piardă. Mingea asta nu era pentru Băluță. Da. Da, până la urmă, FCU Craiova și-a expus punctul nevralgic, apărare. Aici au avut mari, mari probleme. Părea că venirea lui Giovanni Costantino ar mai rezolva câte ceva, dar se pare că erorile individuale trag în jos jocul colectiv de bună calitate. Cu astfel de erori, iată, pleci de la 0-2, Blănuță. O pasă direct la adversar pentru Florinel Coman. Rămâne pe picioare, îi trimite lui Olaru. Întoarce la Radunovici, din nou Darius Olaru. Radunovici. Doar FC Botoșani a primit mai multe goluri decât FC-ul Craiova, care a ajuns cu golurile încasate în acest prim sfert de oră la cota 30. Botoșaniul are 33 de goluri primite. Basa acum cu Radunovici, se apără bine muntenegreanul, fără să facă fault, degeaba cerea. Basa, lovitură liberă, pasă slabă a lui Radunovic. Recuperează Volteni, pirueta lui Van Durman nereușită în fața lui Olaru, depășit ușor de Negru. Probleme pentru Companiucci, faultat de Darius Olaru, iar va prinde un conflict ce n-ar fi trebuit totuși să existe. Și-a ocupat în urmă cu vreo 3 minute suporterii celor de la FCSB locul în peluză. Nu sunt foarte mulți, spunea și Ionuț, probabil cea mai scăzută asistență din acest sezon pe Arena Națională. Dezamăgirea din tabăra suporterilor de la FCSB e foarte mare. Da, se întâlnesc două cluburi care sunt așa, în situații similare oarecum. Nu au identitatea pe care și-o doresc, la care râvnesc. O pasă a lui Chițu, renunță Basa, are viteză mult mai bună Crețu. Cine a ținut discursul de mobilizare la mijlocul terenului, pe teren? Crețu, jucătorul care era cu un picior afară de la FCSB în urmă cu o lună, o lună și jumătate. Asta arată că, mă rog, prea sunt lider. Sau, mă rog, poate el e un tip așa mai mai mobilizator din fire. Intrarea sa în meciul cu Rapid a adus puțină energie, dar nu a fost suficientă. Cred că eu m-aș fi oprit la prima variantă. E o lipsă acută de lideri, da, la FCSB. De vreme ce
jucătorii se plâng la patron de lipsa anumitor relații de joc. Așa cum e cazul lui Florinel Coman. Vedem și pe ambasadorul Argentinei, cel care a făcut o vizită la FCU Craiova în aceste zile, invitatul special al poltenilor la meciul din această seară. Urcă Valentin Crețu, o minge pentru Rada Slavescu, ratează preluarea, blochează șut, tentativa de contraatac a celor de la FCU Craiova. Na, și la Craiova, Dragoș Albu rezervă în multe meciuri, astăzi capitan la această partidă, l-a înlocuit pe Achim în primul 11, acolo alături de Van Durman în fața apărării. Primește Crețu. Na, și apropo de alte similitudini, să spunem că la primele 3 meciuri între cele două echipe am avut 3 antrenori pe fiecare bancă. Deci fiecare meci am avut alți antrenori. Așa ceva cred că e un caz foarte, foarte rar. În total în 5 meciuri, da, în 4 dintre ele am avut alți antrenori pe cele două bănci de rezervă. A, culmea e că în ultima perioadă la FCSB a existat oarecare stabilitate din punctul ăsta de vedere, în vreme ce la Craiova s-au perindat antrenorii și nu numai la FCU, ci și în partea cealaltă. S-au succedat antrenorii cu o repoziție uluitoare. CDB înapoi pentru Companiucci. Mai departe la Lacroix. Da, deocamdată nu mișcă cei din fața apărării. Van Durman a început slab meciul. Nici la construcție acum se face disponibil, combină cu Negru într-o poziție interesantă. Negru care caută să-l lanseze pe Chițu, dar era greu ca această minge să locolească pe Înghezana și să-i apară în cale lui Aurelian Chițu. Șut pentru Coman, Negru reușește să lovească mingea. A aruncat repede de la margine Florinel Coman. Alexandru. Alexandru pentru Djokovic. Mai departe la Crețu. Cred că a fi jucat oricum Crețu, chiar dacă era Pantea apt. Spuneai că în locul lui Pantea joacă Vali Crețu. În locul lui Octavian Popescu nu joacă nimeni, pentru că Octavian Popescu a fost rezervă. Da. A fost rezervă. Bine. Forma l-a recomandat pentru banca de rezerve pe Octavian Popescu. Primește Crețu. Aproape să-i dea mingea lui Basa, Înghezana, Damian Djokovic, șut. Combină FCSB, undeva în propria jumătate, Radunovic. Reprimește de la Djokovic, pleacă Valentin Crețu, Radunovic însă preferă să-l joace pe Înghezana. Nu se încumete sud-africanul să îl caute pe Valentin Crețu. Alexandru, mutat pe vreo 3 posturi în acest sezon. Alexandru a marcat la Botoșani golul victoriei, până la urmă rămâne în centrul defensivei. Respinge CDB, Negru și corner. Încă o greșeală. Împreună pentru culori. Betano, jocul începe acum. Corner pentru FCSB, prima lovitură de la colțul terenului pe care o are FCSB în această întâlnire. Oltenii, spuneam, au început foarte bine, cu două cornere în primele 8 minute, după care au venit cele două goluri ale liderului
din Superliga, Florinel Coman, o minge pe care o întoarce lui Dariu Solaru. Din nou Florinel Coman, vine centrarea în 7 metri, apare Olaru, un șut deviat, prins însă de Gurău. Care joacă aproape pentru Companiuci. De la încasarea golurilor, oltenii nu s-au mai apropiat de poarta lui Târnovanu. Sunt opriți undeva la 30-40 de metri. Primește Basa. Basa a scăpat odată pe tușă pe lângă Crețu, nu mai e cazul acum. A stat bine fundașul dreapta al celor de la FCSB. Revedem șutul lui Olaru, lovise rău de tot mingea, se vede pe această reluare. Aruncă de la margine Mascarenias pentru Chițu. Un duel cu Alexandru, nimic aici, dar Chițu de jos a reușit să joace cu Blănuță. Chițu în continuare. Chițu primește târziu sprijin și este deposedat de șut, aruncare de la margine. Nu a avut sprijin aici, dar a fost și nehotărât. În ziua de azi nu mai vezi jucători care să încerce să scoată un corner. Era încolțit acolo, avea doi adversari pe el, Aurelian Chițu, și a intrat în panică. Nu mai știu ce să facă. Aruncă de la margine Crețu, deviază Djokovic. Recuperează Craiova, Albu, cu o pasă un pic moale, dar Companiuci are timp. Pasa este rea pentru CDB, mi s-a părut că a venit din offside Olaru, dar faza continuă cu Florinel Coman. Coman la 16 metri, Coman încearcă cu călcâiul. Coman! Și mingea este în out de poartă. Panionul până la urmă a rămas jos la acea fază din care a plecat Darius Solar. Oricum, au de poartă sau offside, contează că e posesie pentru PCU Craiova. Se pare că renunță să mai construiască de acolo. Degajează Gurău spre Blănuță. Foarte bine sare Alexandru aici. Djokovic. Din nou Djokovic. A fost titular la Ploiești cu Petrolul, a marcat, nu a prins niciun minut în meciul cu Rapid. Acum consecvență. Da. Și stabilitate. Șut. Joacă pentru Crețu. Din nou șut. Fac un pressing grozav totuși cei de la FCU Craiova. Nu, no, nici de cum. Însă paș. Mă văd nevoit să mă întorc la meciul cu Petrolul. Așa a fost și partida de pe Ilie Oană, până când a apărut eroarea și în tabăra celor de la FCSB. Acea lovitură liberă făcută în marginea careului, din care a marcat Jair, după care penaltiul prostesc al lui Pânghezana. Și în loc de o victorie lejeră a celor de la FCSB, va ieșit un 2-2. Radaslavescu acum, ce șanse să aibă Radaslavescu în duelul cu Companiuci? Da, nu-și găsește deloc poziția, nici nu-l caută cu mingi colegii săi. Radunovici. Sunt curios dacă în această săptămână a fost pregătit pentru ceva, această ceva poziție. Pregătit. Zici că era anunțată echipa de luni, da, da, de marți? Păi era singura variantă, dacă ne uităm pe bancă și găsim acolo pe Mihai Toma și Gogescu. Păi nu, ok, singura variantă, da. Dar... Da, să joace în altă poziție. Exact. Da, da. Putea. Minge a lui Radunovici pentru Darius Solaru. Frumoasă preluarea, trece ușor de Companiuci. Olaru intră în careu, se apropie, nu apare nimeni. Apare Van Durman, care îi suflă mingea lui Florinel Coman. Negru acum. Pentru CDB, foarte bine îl întâmpină Radunovici. Albu greșește pasa. Nu, a fost Companiuci cel care a greșit. Din nou Florinel Coman. Coman așteaptă șut, l-a primit. Mută jocul la Crețu. Ar fi prima victorie a celor de la FCSB pe teren propriu cu FCU Craiova. Până acum au fost două remize. Un 2-2 cu Toni Petrea și Nicolo Napoli pe bancă și un 1-1 cu Nicolae Dică și Marius Croitoru pe bancă, apropo de antrenori. Da, oricum FCU Craiova a fost așa de când a promovat, o echipă pentru meciurile importante, s-a descurcat
foarte bine în aceste partide cu, cu miză. Mi-aduc aminte și de meciurile cu, cu Rapid, mă rog, cu Dinamo, cu CFR Cluj, de ce nu? A ieșit acel meci foarte strâns în Gruia, a ieșit apoi victoria de pe, de pe teren propriu. Vedem și mesajul poltenilor, că tot s-a vorbit în ultimele luni despre o eventuală fuziune între FCU și CSU. Sunt cele mai stupide discuții, pentru că nu au cum să fuzioneze cele două, nu are ce să ofere FCU în acest moment. Acum Basa centrează la Croa, nu reușește să lovească balonul cu capul. Djokovic se încurcă acolo de Darius Solaru. CDB protejează. Oh, ce încearcă aici CDB, o mostră de egoism pur. Ești în luptă cu un adversar într-o zonă aglomerată și încerci tu să dai din întoarcere la poartă. Un, de parcă ai fi vreun pui de Didier Drogba. Pe Drogba l-am văzut. Șutând de la 35 de metri din întoarcere, e adevărat, nu de la 20, dar era alt calibru acolo. Aici e un fault sănătos făcut de Mascarenhas. Șutează cu simț de răspundere. Da, da. Mascarenhas bat repede cei de la FCSB. Crețu întoarce mingea. Băluță deschide prea mult, iar intervine Băluță fără să-i fost pe o minge pentru el. Aștepta Florinel Coman să ajungă acel balon în zona lui. S-a dus prima jumătate de oră a meciului 2-0 pentru FCSB. Încă din minutul 12, Coman și Olaru, principalii marcatori ai celor de la FCSB, au înscris în această seară. Două faze fixe, o lovitură liberă Coman, un penalti Olaru. Coman pierde în fața lui Negru, cere Chițu. Negru îl preferă însă pe Basa, care a primit într-o situație complicată, nu prea avea cum să rămână în posesie. Coman încearcă să scape de Van Durman și o face obținând o lovitură liberă. Craiova suferă foarte mult la jocul colectiv în această seară. Vedem Basa, e preocupat mai întâi de preluare, să țină un pic de minge. Sidibe la fel. Nu se pasează repede, se vine în sprijin, sunt pic individuali de ei înșiși, nu de echipă. Și asta o dezavantajează în mod evident pe FCU Craiova, care urcă din nou în pressing. Crețu obține un out. Repune Crețu de la margine. Djokovic pe spate doar la Mascarenhas. Sidibe. Oh, ce pasă greșită dă acolo companiu, ci greșește însă și șut. N-avea niciun sens să paseze din prima. Da, cred că fiecare jucător al celor de la FCU Craiova a greșit cel puțin două pase sau a dat o pasă cu unui coechipier care avea om pe el. Nu, deocamdată nu iese nimeni la suprafață capabil să tragă un pic echipa din această mlaștină în care zace în acest moment jocul celor de la FCU. Foarte bun avantaj lăsat de Cojocaru, excelent acest avantaj. Chițu pentru CDB, ajunge înaintea lui Radunovic, dar nu poate rămâne la minge. Degajează Târnovanu, respinge Negru până la Van Durman și de aici la Companiucci. Complicată pasa pe care Companiucci a dat-o lui Albu în condițiile în care Rada Slavescu era lângă optarul oltenilor. Recuperează Crețu din picioarele lui Basa și scoate doi adversari din joc. Băluță acum, Băluță către Careu. Imposibil această pasă pentru Rada Slavescu. N-a fost foarte inspirat Băluță în această seară. Să spunem că a dat cu stângul, piciorul mai greu, care atârnă mai greu. La noi asta e eterna scuză, n-a lovit mingea cu piciorul de bază. Da. La Croa, pentru Dragoș Albu. Prelungește Mascarenhas. Chițu acum. Blănuță, poziție corectă. Reușește să-i trimită lui Chițu, care pleacă și el dintr-o poziție bună, dar rămâne izolat acolo. Înghezana
Da, puternic, îl deposedează cu ușurință Djokovic. Joacă aproape pentru șut. Mai departe la Radunovic. Iar acum Lixandru. Șut, o pasă pe care nu anticipează Chițu. Deși era evident că acolo urma să joace, șut a plecat foarte târziu, că mingea era pe drum. Atenție la acest atac, însă Blănuță intră în careu, dar driblingul eșuează, se apără bine Lixandru. Florinel Coman, Radunovic, frumos în fața lui Dragoș Albu, dar nu are cui pasa, intră în criză Radunovic. Băluță acum, frumos pentru Olaru la interior, Olaru mai departe, minge care ajunge la Rada Slavescu, a ratat intervenția Companiuci, Rada Slavescu se împiedică în minge. Olaru între timp a rămas căzut pe gazon, interceptează șut și până la urmă Olaru se va ridica. Ca orice fotbalist care se respectă, a stat pe jos doar de dragul de a sta pe jos, că ar fi fost lovit. Acum Lixandru primește înghezana. Djokovic. Minge care ajunge la Lixandru. Acum Radunovic, pasă incomodă, doar a ținut mingea în joc. Negru înapoi pentru Companiuci, Van Durman. Și aceeași dificultate pe care o au jucătorii Craiovei în a pasa. Dar poate o vină între ghilimele, o are și linia de mijloc a celor de la FCSB, cu Olaru, șut și Djokovic, care închid bine zonele. Și stau destul de aproape de adversar, mult mai aproape decât se întâmplă invers. CVB iese cu mingea în afara terenului. Ai spus vreodată, face pariu? Ești de-al casei! Combină cu Playmaker și mărește-ți câștigurile! Autul s-a transformat într-o lovitură liberă pentru FCU Craiova, un foul făcut de Darius Olaru asupra lui CDB. Coman pretinde că a văzut el mai bine unde s-a petrecut contactul. Evident, ultimul cuvânt îl are Adrian Cojocaru. Etapa viitoare, peste două săptămâni, FCSB va juca împotriva lui Dinamo, aici pe Arena Națională, cu Dinamo gazdă. Turul în care FCSB a fost gazdă s-a jucat pe stadionul Arcul de Triumf, pentru că Arena Națională era ocupată. Basa îi cere lui Cojocaru să-l trimită pe Coman la distanța regulamentară. Vedem centrarea lui Basa, e modestă, respinge Radunovic. Iar acum încearcă FCSB să iasă pe contră, nu poate pasa pentru Băluță. Rada Slavescu. Intrare tare a lui Olaru, dar la minge asupra lui Basa. Pleacă Băluță puternic, Rada Slavescu, nu a fost rea ideea, dar exteriorul nu trece de Mascarenhas. Albu îl lansează pe Aurelian Chițu. Crețu se întoarce bine, degajează în ghezana. Balonul recuperat de Van Durman. Iar acum Dragoș Albu. Chițu stă într-un culoar acolo, așteaptă pasa în adâncime, reușește să devieze la Basa, înghezana și Crețu. Doi au fost și la golul lui Iacob săptămâna trecută aici pe Arena Națională. E atletic înghezana. Aici l-a luat și pe Rada Slavescu, pe Sanie. Pe Crețu, scuze. Pe unde? Crețu s-a împiedicat singur și a căzut peste înghezana. Peste el, da. Acum Albu. Pleacă Blănuță, dar nu vede Dragoș Albu, la Croa. Da,
Și aici e fault, se lasă avantaj Chițu, presat de Înghezana, fluieră până la urmă Adrian Cojocaru. I s-a părut că nu va câștiga acel duel Chițu cu Înghezana. No, dar era normal să fluiere, să dea lovitura liberă. Pentru că una e să lași avantaj atunci când jucătorul are libertate de mișcare și alta e să lași când are un marcaj. Companiucci, Leo Lacroix, Van Durman pentru CDB, pleacă Negru în lungul liniei, CDB tentat să joace de unul singur, se închide în această zonă și până la urmă Laszlo Imre Buc dă repunere din margine pentru FCSB. Stupefiați cei de pe bancă, de pe banca lui FCU Craiova, evident. A, posesie mai bună pentru FCSB, aproape de 60%. Faultat Florinel Coman de Negru. L-a luat cu totul, s-a dus pe gambă cu piciorul. Se vede pe reloare. Iar aici trebuia să fie aruncare de la margine, într-adevăr, pentru Craiova. Nu era de făcut nicio discuție aici, da. Intervenția lui Șut. Primește Înghezana. Uneori nu e bine să fii prea aproape de fază. Pasă direct la adversar, posibilitate de contraatac, dar Albu scapă mingea pe sub picior. Da, poate că ar fi nevoie de Hakim, un jucător mai lent, e adevărat, dar care ordonează bine jocul, are și experiență acolo la mijlocul terenului. Coman pentru Darius Olaru, Olaru pentru Florinel Coman, cam tare pare această pasă. Coman ține mingea în teren, centrează, respinge la Croaș, șut, nu poate prelua. Apare Yassin Bassa, care este deposedat. Mingea sare la Darius Olaru. Olaru încearcă să pătrundă în careu, păstrează cu greu controlul mingii. Olaru până la urmă este deposedat de Van Durman. Iar acum CDB se deschide, o posibilitate de contraatac. Blănuță cere mingea, întâmpinat de Alexandru. Blănuță încearcă să-l ia la viteză, dar își supraevaluează această calitate. Radunović, Damian Djokovic din prima pentru Rada Slavescu. Acum Darius Olaru mai pierde o minge, foarte multe mingi pierdute de Darius Olaru, chemat la echipa națională de pe Diordănescu. Alexandru cu o alunecare așa preventivă. CDB intră în suprafața de pedeapsă. CDB pas în spate pentru Bassa, simulare de șut, trece Bassa, acolo vine pe execuția, corner pentru FCU Craiova. A tras fermoarul la timp Târnovanu. Fază fixă, o oportunitate pentru olteni care îi aduc în careul lui Târnovanu pe Companiucci și Leo Lacroix. Mascarenias și Negru rămân undeva la centrul terenului. Iese Târnovanu, reușește să boxeze Băluță. Negru îi dă pasă direct lui Florinel Coman. Foarte inspirat continuarea lui Coman pentru Băluță, sunt 3 contra 5. Vine și Rada Slavescu, acum 4 contra 5, se repliază însă oltenii. Darius Olaru cu o pasă la portar. S-au rupt puțin cele două echipe, dar FCSB în continuare are oameni bine așezați în defensivă. Iată, revin repede, Rada Slavescu a coborât, i-a văzut pe Coman și Băluță că au rămas în față, a coborât în apărare. Bassa, prea mult individual și este blocat de Crețu, dar neregulamentar, apreciază Adrian Cojocaru. Prea mult încearcă de unul singur Bassa. E adevărat, la faza de mai devreme, la pătrunderea în careu, nu era nimeni în fața porții lui Târnovanu, deși el cu CDB au ținut, da, e fault. Fault, se duce peste minge, cu genunchiul pe gambă. Uite, îi prinde piciorul acolo, da. Galben pentru Crețu. A fost și cartonaș galben, da, pentru Valentin Crețu, primul avertisment
pe care îl dă Adrian Cojocaru în această întâlnire. Un singur jucător aflat la limita suspendării pe teren în acest moment. Vorba de Darius Solaru. Execută Mascarenia. FCSB duce linia defensivă undeva la 20 de metri. Să cât de precisă e pe execuția lui Mascarenias, deloc. FCSB, da, pe contraatac. Da, minge pentru Băluță spre Florinel Coman. Lasă mingea să treacă. Pe digisport.ro și în aplicația Digisport vedeți reacția lui Andrea Companio după ce a fost lăsat în afara lotului. Și tot pe site și în aplicație nota primită de Yanis Hagi pentru evoluția din meciul cu Barcelona, pierdut de Alaves 1-2. Ultimele secunde. Să vedem dacă vor fi arătate minute de prelungire de la margine. Ar trebui să fie, da. 1-1 până la urmă. Negru. L-o fi supărat, da, cu ceva la Croa pe Negru. I-a deranjat papionul lui la Croa. Primește acum Gurău spre Blănuță. Această degajare sare Alexandru, frumos timingul, dar mingea rămâne lui Chițu, care poate accelera. Chițu pătrunde, scoate la CDB. Preluare mult în spate, CDB pierde mult timp. CDB, Radunu primește Blănuță, dar joacă rău această fază. Acum o pasă pentru Radunovici. Au fost neinspirați jucătorii Craiovei în această primă repriză, asta este cert. Să vedem dacă va umbla la componența primului 11, italianul Costantino. Florinel Coman. Coman ține de minge, presat de Albu. Și se termină prima parte, 2-0, FCSB, FC U Craiova, 1948, Florinel Coman a reușit să deschidă scorul din lovitură liberă. Darius Solaru l-a majorat din lovitură de la 11 metri. Fotbal Club în pauză, apoi vă așteptăm la repriza a doua. La concursul de cultură fotbalistică
mai slabi jucători ai Craiovei. Până la urmă, golurile au venit din acțiuni de pe partea cealaltă, din situații de pe partea cealaltă. Da, dar se vedea inferioritatea fizică. Asta da, dar inferioritatea fizică a fost clară. Se vede la fiecare meci, la statura lui Negru. Da, dar în meciul ăsta poate mai mult și încearcă să echilibreze cumva, să-l trimită pe Companiuci acolo în dreapta. Iată-l pe Companiuci, încearcă să treacă, centrarea arată bine. Balonul este deviat însă de Djokovic. Băluță, întâmpinat de Mascarenhas. Djokovic primește Crețu, pasează direct la adversar pentru că nu venise nimeni la primit. Basa, aruncare de la margine pentru Craiova. Primește CDB, a cărui centrare e preluată de Blănuță, însă pentru Lixandru. Blănuță a cam fost cap de linie, cum se spune, în această seară. Să-l vedem pe Aurelian Chițu, centrarea lui Chițu. Blănuță reușește să reia din voleu din fața lui Lixandru, dar mult pe lângă. Prima repriză a avut câteva undoiuri eșuate și două acțiuni de 1 contra 1 cu Lixandru, în care a vrut să-l ia la viteză și de fiecare dată a eșuat. A destul de puține idei în jocul lui Blănuță, un joc liniar al atacantului, despre care Daniel Pancu spunea că ar putea fi o soluție pentru echipa națională de tineret. Îl știe Pancu de ceva vreme pe Blănuță, din perioada în care se afla la Rapid. Un foul făcut de șut. Vedem FCU Craiova începe din nou în jumătatea celor de la FCSB, așa cum a început și meciul. A fost suficient o ieșire a echipei lui Pintili și Haralambus. Și de acolo tot jocul s-a rupt, s-a dus către FCSB. A marcat Coman în minutul 9 dintr-o lovitură liberă și apoi Olaru dintr-un penalti scos de Băluță. Rada Slavescu spre Damian Djokovic, recuperează însă FCU Craiova. Basa, e foarte aglomerată zona centrală. CDB încearcă să-și facă loc pentru șut. Execuția e în blocajul lui Adrian Șut. Leo Lacroix pentru Blănuță, însă în realitate mingea e pentru Târnovan. În ciuda înălțimii, are un deficit de forță, Blănuță. Nu prea reușește să reziste atunci când fundașul e aproape de el. De aceea aici nu a reușit să ajungă la minge. O degajare a lui Târnovanu, la Croa, fără probleme. Van Durman, Mascarenhas. E greu de văzut, de depistat utilitatea acestor pase lungi în condițiile în care număr 9 joacă Radaslavescu. Dar e un pic mai organizat pressingul Craiovei în repriza a doua, parcă. Pleacă Blănuță din poziție regulamentară. Blănuță întâmpinat de Lixandru, vine foarte bine Basa, dă drumul la minge perfect. Basa se complică și Crețu, corner. Da, este lovitură de colț în cele din urmă. Crețu cu galben în prima repriză. Se anunță o repriză a doua complicată pentru el, pentru că Basa continuă să joace individual și să încerce să-l dribleze. Al patrulea corner al oltenilor. N-au fost probleme la precedentele faze fixe la poarta celor de la FCSB. Nu sunt nici acum, respinge Djokovic de la prima bară Băluță. Băluță cu Mascarenhas pe urmele sale. A tot încercat FCSB să plece pe contraatac, însă de fiecare dată prea puțini jucători fac pasul în față. Băluță, Coman, la Radaslavescu se vede că nu e obișnuit să joace în acea poziție și el nu oferă prea mult ajutor. Însă, repet, nu e vina lui că e pus să joace un rol pe care nu l-a mai interpretat niciodată. Darius Olaru, Crețu. Primește Djokovic. Din nou Crețu, poate centra. Prefer o pasă lobată care nu trece de Mascarenhas. Șut.
la margine Djokovic și el poate centra, o face cu interiorul în zona lui Lacroix. Crețu centrează și el, atacă acolo Florinel Coman cu capul, scoate Gurău, a reușit să-l domine pe Companiucci la acest prim duel. O minge adevărat, nu a avut forță mingea. A venit lansat Florinel Coman și a sărit primul. Corner pentru FCSB. Prima intervenție a lui Gurău în această partidă. Nu mi-aduc aminte să fie avut alta. A început pe Digi Sport 2 partida de la Priștina, dintre Kosovo și Israel. Ne interesează în mod special ce se întâmplă în acel match. Primul din seria celor patru pe care Israelul le joacă în 9 zile băluță pentru Florinel Coman. Închis pe piciorul drept, faultat de Van Durman și pe o nouă șansă pentru Coman să-l bage în ședință pe Gurău. Clar faultul. Pune piciorul să protejeze mingea. Florinel Coman mult mai activ, s-a simțit mai în largul său în această seară. Își așează acolo meticulos balon, probabil tot el va executa. Pe principiu, dacă un lucru merge bine, să nu-l strici. Generoasă și distanța la care este așezat zidul. Se concentrează Florinel Coman. Cam scurt pare elanul lui Radunovic pentru a fi el executantul. Florinel Coman bate peste zid, dar și peste poartă de această dată. A încercat să-i dea mai multă tărie decât a făcut-o la faza golului. Iată-i, da, tot în scurt aici a vrut să trimită peste zid. Lacroix, Van Durman primește Dragoș Albu, minge lungă spre Blănuță, respinge Alexandru Radunovic, nu poate prelua Companiucci, Van Durman, Dani Enriquez, preluare destul de sigură, Van Durman joacă la margine cu Mascarenia, se așteaptă în culoar Chițu, primește însă Basa, Yasin Basa, din nou se duce peste Crețu, încearcă să treacă, revine Crețu și este out de poartă. 9614 oameni sunt prezenți în această seară pe Arena Națională, într-adevăr cea mai mică asistență pe care o are FCSB în meciurile jucate aici, că au fost mai puțin la partida cu Dinamo din etapa a doua a campionatului, însă acel meci s-a jucat pe stadionul Arcul de Triumf. FCSB pierde mingea destul de repede. Iese bine aici în Ghezana. Recuperează însă Van Durman. Chițu nu s-a văzut prea mult, golgheterul Craiovei în această seară. Basa, Blănuță cu Alexandru în spate, degajează Radunovic. Albu pentru Dani Enriquez. Basa a încercat să joace din prima. Aruncare de la margine pentru Craiova, nevoită să alerge după egalare. Aruncă Mascarenhas de la margine. Se cam aglomerează Olteni în această zonă spre Chițu. Chițu protejează în fața lui Inghezana. Revine Inghezana. E aruncare de la margine pentru FCSB. Degajarea lui Inghezana se pare că l-a atins pe Aurelian Chițu. Crețu. FCSB pare să fie dispusă să accepte această dominare teritorială a Craiovei. Radaslavescu din prima pentru Florinel Coman. Oltenii au 7 oameni, cei de la FCSB doar 4 la acest atac. Coman în duel cu Companiucci. Foarte bine se apără argentinianul. Sidibe în spate la Leo Lacroix. Van Durman
pentru Dani Enriquez. Mai departe, Mascarenhas. Au dus bine oltenii această fază de pressing a celor de la FCSB. Dar inspirația tot nu a apărut în ultima treime. Da, e greu să, să apară inspirația, mai ales pe frigul ăsta. Primește Djokovic. Mai departe Radunovic. Din nou Djokovic, combină cu Florinel Coman. Îi rezistă acolo lui Companiucci. Crețu încearcă să apară șut, Crețu greșește. O, atenție aici, e galben și eliminare. E galben și eliminare. Sau roșu direct. Roșu direct. Avea mâna adusă la buzunarul din spate. Arbitrul de rezervă i-a indicat foarte repede ceva lui Adrian Cojocaru. Probabil fi strigat roșu. Prea multă mobilizare strică. Da. Stilul ușor bezmetic al lui Crețu iată duce la această intervenție necontrolată. Roșu direct. Și FCSB are de jucat, s-ar putea să fie spre 40 de minute cu tot cu prelungiri, în inferioritate numerică. Da, nu e nimic de comentat aici, talpa în față, direct pe tibie. Oricum ar fi fost al doilea galben dacă nu era de roșu direct, dar roșu direct înseamnă că va sta minim două etape. Problema e că nu prea are cine să joace fundaș dreapta. Ovidiu Petre a prins și perioade mai bune ale echipei. Arada Slavescu ar putea să coboare fundaș dreapta, dacă tot a început. Exact. Număr 9, va intra Gibril Ibrahim. Va intra și Hakim. Și Hakim, da, să ordoneze un pic. Coboară Băluță până una alta. În flancul drept. Craiova în posesie, Albu ar putea fi vizat de schimbare. Albu, încercare de angajare al lui Chițu, respinge Alexandru, Băluță face preluare urmărit acolo de Basa, pas slab în spate, Blănuță greșește însă și Băluță are șansa de a-și repara eroarea. S-ar putea să iasă Blănuță totuși dacă intră Ibrahim, să-l vedem aici pe Basa, Basa pentru Blănuță, dar nu e genul de pasă pe care să-i o dai acestuia. Bine, văzând aceste 58 de minute ale lui Blănuță, stai și te întrebi care e genul de pasă care l-ar putea pune în valoare pe atacantul Craiovei. Un singur gol de când a ajuns în bănie. Degajează Târnovanu, respinge Mascarenhas, Albu, Basa pentru Van Durman. Acum Lacroix. Trebuie să urce liniile cei de la Craiova. Deocamdată îi vedem cerând mingea la picior și pe fundaș și lateral. Nu cer mingea în adâncime. Mascarenhas să încearcă să-l dribleze pe Radaslavescu. Cum Dani Enriquez. Enriquez, Albu. Albu în adâncime pentru Chițu. Chițu în duel cu Înghezana, care pierde acest duel. Chițu scoate. Oh, mingea îi vine prea în spate lui Van Durman. Dar îi venea bine lui Basa, care se afla în spatele lui Van Durman. Ca un începător a pun genunchiat aici Înghezana. Și a fost umăr la umăr. Evident. Nici vorba de fault făcut de Chițu. Iese Albu și intră Hakim. Nu. Da, revăzând reluarea de mai devreme, a fost o pasă slabă dată de Chițu, pentru că mingea era interceptată oricum de Băluță, care se deplasase spre interior. Venea foarte bine Van Durman, trebuia pur și simplu să-i o așeze ușor. Dar a fost o pasă slabă, apropo de inspirație. Acum nu mai vorbim de inspirație, vorbim de lipsă de calitate în cazul lui Chițu. Gurău, Mascarenhas, Enriquez. Enriquez pentru Blănuță, sare bine Înghezana cu pieptul pe adversar.
Lacroa recuperează, Van Durman pentru Companiucci. Primește CDB. Pleacă Companiucci la învăluire, CDB. Din nou Companiucci în centru la Achim. Companiucci dă și pleacă CDB. CDB, centrare cu dreptul, degajează Lixandru. Lacroa, preluare sigură, coboară la margine Basa, vine pasa lui Lacroa. Basa întâmpinat de Băluță, care îl atacă acolo decisiv. A vrut să fluiere, lovitură liberă Cojocaru, s-a răzgândit, mingea ajunge la Achim în marginea careului. Scoate pentru Lacroa, un atac lung al celor de la FCU Craiova. Companiucci, din nou Lacroa. Deocamdată FCSB nevoită să urmărească această acțiune cu atenție și probabil și ceva îngrijorare, până când vine centrarea foarte slabă a lui Companiucci. N-a mai intrat și Gibril Ibrahim, cel puțin deocamdată, a rămas Blănuță în teren. Schimbările erau pregătite înainte să fie eliminat Crețu. Va intra Ovidiu Popescu, el a mai jucat fundaj dreapta, a jucat chiar și funda stânga. A venit ok-ul, va ieși poate Băluță, pentru că Radaslavescu nu are cum să iasă, mai ales la acest scor. Nu e un meci pentru Toma sau pentru Gogescu. Cum Van Durman, CDB, Companiucci pentru Blănuță, Blănuță pentru CDB. Îl blochează acolo pe Alexandru, iar aruncare de la margine pentru FCSB. Radunovici aștepta să vadă dacă se face schimbarea la următoarea întrerupere a jocului, nu acum. Băluță scapă de Basa, sprintează Radaslavescu în dreapta. Băluță îl caută însă pe Coman sau pe Olaru, în fine, l-a găsit doar pe Companiucci. Nu prea vor să-l paseze pe Radaslavescu cu echipierii. Da, nici în prima repriză nu s-a întâmplat asta prea des, spre deloc. Cum Van Durman la margine. Deși Radaslavescu încearcă să se facă disponibil, aleargă, se deplasează, are mobilitate. Ca efort a fost în parametri, dacă vrei. Primește acum Basa, poate pasa din prima, trece de Băluță, ușor. Basa la interior, pasă pentru Van Durman. Chițu păstrează mingea în posesia Craiovei. Companiucci, Lacroa. Primește Chițu. Chițu pleacă Mascarenhas, Chițu continuă faultat de șut. Și probabil e momentul schimbării. Iese Coman. Oh, interesant. Și intră Ovidiu Popescu, mai mult decât interesant. Da. Singurul jucător cu viteză pe care îl avea în zona ofensivă FCSB. Să vedem unde se poziționează Ovidiu Popescu. Dacă va trece fundaș dreapta, atunci să zicem că ar fi ok, pentru că se compensează ieșirea lui Florinel Coman cu avansarea lui Băluță pe poziția inițială. A, vine fundaș dreapta Ovidiu Popescu în mod normal. Vine și centrarea lui Basa, acum bună, gol! Blănuță. Marcat de Blănuță! Trimite cu capul și îl surprinde pe Târnovanu. Cred că Târnovanu s-a gândit că mingea se duce pe lângă. N-a avut nicio reacție. S-a înălțat ca o suliță acolo, Blănuță, vertical. Și plasează balonul cu capul în plasa laterală. Iată, o fază fixă, o readuce pe FCU Craiova în joc. Lovitură de cap perfectă a lui Blănuță.
care ar trebui să rămână mai mult acolo în gura porții decât să iasă pe părțile laterale să încerce să participe la construcție. Asta ar trebui să o facă mai mult Aurelian Chițu și el să stea acolo la finalizare, pentru că vedem, s-a înălțat frumos Blănuță și o lovitură de cap cu simț, pentru că plasează mingea, nu dă foarte tare, doar pune capul acolo. Se poate spune că am căpătat și răspunsul la întrebarea pe care am adresat-o mai devreme cu privire la genul de pasă de care ar avea nevoie Blănuță în fața porții. Achim pentru Chițu, Chițu pătrunde, centrare blocată. Da, cum trebuia să fie, da, cum trebuia să fie în gura porții. Chițu a avut un moment de ezitare pentru că nu avea soluție, trebuia să apară în fața porții, să fie acolo. Momente dificile pentru FCSB. Momente dificile pentru că mai este mult de jucat. Mingea într-adevăr l-a lovit sub abdomen pe Djokovic, dar trebuie să se ridice pentru a participa la această fază. Altfel ar fi fost nevoie să privească de pe margine. Execută CDB lovitura de colț, centrarea lui CDB în forță. Mingea rămâne în careu. Au reușit oltenii să lovească balonul cu capul și balonul prins până la urmă de Târnovanu. Iată că domină la aceste lovituri, la aceste faze fixe, cei de la FCU. A, nu e de mirare, pentru că talia oltenilor e mai bună decât cea a gazdelor. Probleme pentru șut. Vor fi 25 de minute foarte, foarte lungi pentru FCSB. 2-0 la pauză, un jucător eliminat, Crețu, în minutul 56, acum e 2-1. Nici măcar n-au reușit să mențină prea mult după eliminarea lui Crețu avantajul de 2 goluri, cei de la FCSB. Speranțe din nou pentru CFR și Rapid, urmăritoarele celor de la FCSB. Degajează Târnovanu către Djokovic. Are nevoie de câteva momente de respiro defensiv a celor de la FCSB. FCSB-ul are nevoie de momente de posesie, să taie puțin elanul Craiovei, dar e greu de văzut cum va face FCSB această posesie în inferioritate numerică. Aici e faul clar al lui Mascarenhas, care lovește mai întâi în gleznă pe Băluță înainte de a sări. Lovitură liberă pentru FCSB. Va executa Radunovic și una probabil din rarele situații pe care le va mai avea FCSB de a-l amenința pe Gurău. Radunovic se pregătește să execute 4 jucători, 5 jucători deplasați. Mingea respinsă de la Croa, Kim, foarte frumos i-a așezat lui Chițu, cărui degajare îl vizează pe CDB, respinge Ovidiu Popescu în afara terenului. Aruncă, mă rog, Adrian Cojocaru vrea ca faza de mai devreme, lovitura liberă, să fie verificată, dar nu au fost probleme. Supărat companiul, ci pentru că voia să arunce repede de la margine. Oricum se repliaseră cei de la FCSB, nu mai exista elementul surpriză. Primește Dani Enriquez, avansează Enriquez, Chițu rămâne la primit, joacă din prima la margine cu Basa, pleacă bine Mascarenhas la învăluire, dar Basa nu e genul care să o dea vreodată. Leo Lacroa are noroc aici, Companiucci putea să își pună adversarul pe contraatac. Mingea a rămas însă în posesia lui. Din nou Leo Lacroix pentru Secu CDB. Secu CDB intră la un 2 cu Hakim. Vine centrarea și nu e deloc rea. Nu se afla însă niciun coechipier al lui Companiucci acolo. Hakim pentru Secu CDB, puțin cam tare totuși. Rada Slavescu nu are nici cea mai mică șansă. Vor fi 2 modificări în curând la FCU Craiova, Gibril Ibrahim și William Button la marginea terenului. Hakim, meciul cu numărul 350 în Superliga pentru mijlocașul de 34 de ani. O nouă centrare în Ghezana în fața lui Blănuță, fluieră cu jucătorul.
Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super. Na, SSDB, intră Button, iese și Basa și intră Jibril Ibrahim. Doi atacanți, da. Dar era de încercat. De ce nu? Doi oameni cu talie. Basa n-a fost acum să curgă centrările, cum se da, spune. Corect. Basa n-a fost într-o zi foarte bună. Da, nu a încercat prea mult de unul singur, exagerat. Hakim, care a intrat foarte bine în joc. Button. Din nou Hakim. Stăpânește această artă de a pasa atunci când trebuie Hakim. Iată și acum sub presiune reușește să-l găsească pe Blănuță Van Durman. 1-0 Kosovo cu Israel. Iată vești bune de la Priștina. Primește Companiucci. Meciul este pe Digisport 2. Avansează Button. Centrarea lui Button pentru Blănuță cu capul deviază. Minge ajunge la Ibrahim și Înghezana se precipită. Va fi aruncare de la margine. Nu, corner, corner. O degajare slabă a lui Înghezana aici. Nu-l presa nimeni. Era și Târnovanu. O neînțelegere între cei doi. Un cadou acest corner pe care îl face sudafricanul. Button se pregătește să execute cornerul, o face, dar slab. Milot Rașița, marcat pentru Kosovo în meciul de la Priștina. Recuperează cei de la FCSB, se așează pe gazon Darius Olaru. Risto Radunovic sprintează de unul singur, trece acolo foarte bine Risto Radunovic. Radaslavescu e în careu, Radunovic întoarce la Radaslavescu, apare însă excelent Van Durman și acum cei de la FCSB nu se pot aștepta la adversar să dea mingea în afara terenului. Hakim Kara, balonul după el este deposedat, fluieră și a fluierat înainte. A fluierat înainte. Da, s-a oprit Hakim. Olaru a rămas pe gazon după ciocnirea cu Companiucci aici. Bine, e vina lui Olaru. Companiucci chiar nu are. Deci Olaru putea să se oprească din timp, vezi că nu ajungi la minge și totuși te ciocnești de adversar. Bine, cred că putea să se și ridice mai repede. S-a ridicat acum. E posesie pentru FCU Craiova. Înseamnă că a fluierat după ce-i luase Radunovic mingea, dacă i-a lăsat mingea lui Darius Solaru. Am crezut că a fluierat înainte. A fost milostiv Hakim. În loc să accelereze, s-a oprit. Pentru că dacă ar fi dus mingea în jumătate de teren a celor de la FCSB, nu cred că mai fluiera Adrian Cojucaru. Era în jumătate de teren a celor de la FCSB. Da, dar nu trecuse foarte așa, nu convins. Da, el era într-un pas ciudat pentru un mijlocaș cu atâta spațiu în fața lui Hakim. Aici să vedem continuarea în partea dreaptă Companiucci. Vine centrarea blocată de Olaru. E corner pentru FCU Craiova. William Button a bătut cornerul precedent în primul adversar. Vedem dacă va reuși să ridice mingea mai mult de atât. Aglomerație mare în zona punctului de la 11 metri. Se pleacă de acolo, bate pe bara a doua, dar Târnovanu iese și prinde această minge. Degajează Târnovanu, este liber. Dani Enriquez reușește cumva să controleze balonul, îl împinge la Companiucci. Companiucci în adâncime pentru Chițu, prea tare pasa. Supărat Chițu pe pasa argentinianului. Iată, l-a văzut, dar mult prea tare. Încearcă FCSB să construiască de acolo.
Se duce repede construcția. Hakim îi lasă lui Lacroix. Din nou Hakim. Îl așteaptă pe Companiucci. Hakim, ce pasă pentru Button, care nu poate prelua și profită Alexandru. Ce pasă a dat acolo Vlad Hakim. Iar acum o aruncare de la margine scoasă de Rada Slavescu. E adevărat, dacă rămâi în 10 oameni, nu mai ești obligat să respecti regula cu jucător sub 21 de ani. Poți să-l schimbi. Bine, pe bancă cine? Ar fi Miculescu pentru zona ofensivă, dar FCSB nu mai e interesată de ofensivă, da. Acum are 2-1 și un sfert de oră în față, un sfert de oră în care trebuie să apere cu dinții acest rezultat, ce i-ar permite să se distanțeze din nou de CFR Cluj și de Rapid, care au scos doar un punct în această etapă. Vedem pase cu 6-5 mai multe. Da, s-a schimbat situația. La un moment dat era 58% posesia celor de la FCSB. Acum, după eliminarea lui Crețu, era normal ca lucrurile să stea diferit. Da, Blănuță se încăpățânează să participe la construcție, acum surprins în offside. În ceea ce privește regula sub 21, cred că nu ești obligat să ai dacă jucătorul sub 21 e eliminat. E eliminat, nu da. Poți să-l schimbi altfel. Da, parcă s-au mai îmblânzit așa, s-a mai îmblânzit presiunea celor de la FCU Craiova 1948. Doar Hakim ce pare mai inspirat. Cum o minge lungă, respinge Companiucci. Hakim. Înapoi pentru Companiucci. Gurău. Foarte bună, foarte bun pressing-ul făcut de Băluță. Se împiedică Button. Rada Slavescu trece acolo de Companiucci. Cred că a ieșit mingea. Jocul continuă. Șut, preia, întoarce la Djokovic. Darius Solaru, dar nu este nimeni în careu. Trebuie să joace aproape cu Radunovic. Din nou Olaru, Radunovic. Bun acest moment de posesie al gazdelor. Alexandru poate schimba partea spre Ovidiu Popescu, sprijinit de Băluță. Băluță, pleacă Djokovic în careu. Băluță însă direct la Companiucci. Hakim joacă din prima. Button. William Button nu avea cu cine să trimită în lung de linie. Lacroix. Avansează Lacroix. Mai departe la Mascarenhas. Mascarenhas vine la primit Chițu pentru Ibrahim. Ibrahim. Mascarenhas. Așteaptă Hakim undeva în centru, intuiește acolo Darius Solaru, care cere o lovitură liberă, nu primește nimic. Ibrahim deposedat de Băluță, care trimite însă la adversar. Da, n-avea niciun sens Băluță să joace acolo în centrul terenului. Hakim pentru Jibril Ibrahim. O pasă în zonă centrală, Blănuță de la poartă. Însă e o minge care nu are cum să-i pună probleme lui Târnovanu. A mai trecut 4 minute. FCSB a rezistat destul de bine. Blănuță a prins curaj după golul marcat în minutul 65. Prima sa reușită în acest sezon, a doua în total de când joacă în Superliga. Sare Djokovic, Olaru din nou amplifică urmările contactului cu Companiucci. Cred că e cel mai faultat jucător din Superliga, Darius Olaru. La fiecare meci iese cu lovituri, cu vânătăi de pe teren. Ai lipsește complet simțul de autoconservare. Totuși nici el nu se dă înlături. Da. Parcă uneori chiar caută
în aceste contacte. Ovidiu Popescu. Înapoi la Anghezana. Ies din defensivă oltenii. Vine degajarea lui Târnovanu. Către nimeni. Balonul recuperat de Gurău. Acum Van Durman. Primește Companiucci. Din nou Van Durman. Achim, o deviere pentru Companiucci, întâmpinat de Radunovici. Companiucci vrea să centreze cu stângul. Chițu apare acolo și fluieră Adrian Cojocaru. A reușit să ajungă înaintea lui șut. Și este o lovitură liberă bună pentru un stângaci. Batten Mascarenhas. Sunt soluții, are cine să dea la poartă. Din poziția în care a marcat Florinel Coman în minutul 9. Batten până la urmă, probabil mai degrabă decât Gibril Ibrahim. Lasă spațiu mult Târnovanu, bate Batten peste poartă. Norocul să mă uită și la fața unui. Cine are noroc are, cine n-are, n-are. Variază cu cap pe player cu noroc. Execuția lui Jair de la Ploiești, dintr-o zonă asemănătoare, a fost plasată. Batten a bătut tare. Batten acum a bătut cele două cornere, era greu să te aștepți la o execuție bună din lovitură liberă. Primul l-a bătut în primul adversar, al doilea l-a bătut în brațele lui Târnovanu. Acum Radunovici, Olaru încearcă să treacă de Companiucci, pune o mână acolo Companiucci și îl faultează pe Darius Olaru. Mult prea evident gestul lui Companiucci aici. Iată, îl împinge cu brațul stâng, e adevărat, nu atât de tare pe cât lasă Darius Olaru să se întrevadă. Dar niciodată nu e atât de tare. Asta e problema. Mi-aduc aminte de Darius Solaru, a intrat în repriza a doua a meciului cu Israel aici pe Arena Națională. A încercat aceleași lucruri pe care le face în Superliga, nu i-au ieșit. Avem acest fotbal de uz intern. Nu prea reușim să fim competitivi când ne întâlnim cu alte echipe. Un moment frumos acesta cu puștul care a ajuns pe teren. A îmbrățișat acolo pe Risto Radunovici. Schimbare, intră Daua în locul lui Darius Olaru. Dar încă un fundaș central, vor juca cu trei apărători în zonă centrală sau să vedem dacă urcă Alexandru la mijloc. Se uită la Elias Haralambus să vadă dacă urcă la mijloc. Revedem golul lui Olaru din penalti. Să vedem unde intră Daua pentru finalul acestei partide, încă 6 minute plus prelungiri. Da, e clar unde intră Daua, important e ce se întâmplă cu Alexandru. Deocamdată rămâne acolo, alături de Daua și Nghezana. Șut îl are pe Djokovic. Lângă el, Băluță și Radaslav Vescu. Da, sunt două linii tot acolo, da. 5-4. Da. Pierd complet zona de atac cei de la FCSB cu această mutare. Că e greu să mai spere la vreun contraatac. Mascarenhas combina aici, greșește Ibrahim, pleacă Ovidiu Popescu, dar trebuie să se ducă de unul singur. Se uită în margine, doar apare Băluță, lucru care nu se întâmplă. Ovidiu Popescu obține totuși out-ul. Băluță probabil prins între două idei, să-l ajut să mă duc în față sau să rămân, să nu fim surprinși. Până la urmă
a rămas în spate Băluță. Normal să tragă de timp, cei de la FCSB ar fi făcut-o și jucătorii lui FCU dacă s-ar fi aflat în aceeași situație. Primește Băluță, încearcă să scoată un corner și reușește, nu reușește, din duelul cu Mascarenhas. Pe Digisport.ro și în aplicația Digisport, reacția lui Pep Guardiola după ce a fost ignorat de Mauricio Pochettino la finalul meciului weekendului, probabil Chelsea-Manchester City 4-4. Și tot pe site și în aplicație, decizia radicală luată la Real Madrid. Van Durman pentru Daniel Riquez, Leo Lacroix. Cam bat pasul pe loc jucătorii lui Giovanni Costantino. A ieșit bine Daua, n-a urmărit însă nimeni. Daua cu a doua intervenție. Rada Slavescu nu are altă soluție decât să se ducă undeva în lateral. Nu reușise să o facă. A întors pentru Daua, care a vrut să joace în diagonală pentru Ovidiu Popescu. Tehnica lui Daua însă e precară. Știm cu toții lucrul ăsta. Hakim pentru Lacroix. Mai departe pentru Hakim. Continuă Hakim, încearcă să centreze, nimeni acolo, iar Nghezana cade de lângă Ibrahim, nu primește lovitură liberă. De data asta s-a ridicat. Faultează Blănuță, cei de la FCU au intrat parcă în ceață cu jocul. Nu reușește să mai paseze Blănuță, cum spuneam. Ibrahim a intrat aici în stânga totuși, deși e un jucător înalt. Nu atacă suprafața de pedeapsă a celor de la FCSB, deși au această superioritate numerică. Djokovic pentru Ovidiu Popescu. Centrare pe jos. Era doar Lacroix acolo, iar acum Hakim. O pasă la margine pentru Ibrahim, preluare bună. Întâmpinat de Băluță, apare în centru, dar Ibrahim trimite slab Rada Slavescu. Încearcă să treacă de Companiuci, scoate o aruncare de la margine. Nu au intrat deloc bine Button și Ibrahim. Nu au adus nimic în jocul din bandă. Aruncă de la margine Radunovic. Radunovic combină cu Djokovic. Încă un out pentru FCSB. Ar fi o victorie extrem de importantă aceasta împotriva unei echipe bune. Da, și din punct de vedere psihologic ar fi extrem de importantă. Da, pentru că în ultimele etape au bătut doar pe Botoșani și acea victorie a fost la limită. Da, ne aducem aminte de parada lui Târnovanu din prelungirile partidei. Putea fi 1-1. FCSB în ofensivă, Rada Slavescu intră în careu. Rada Slavescu apare acolo, Băluță, fluieră însă cojocarul. Un fault în atac făcut de Băluță, care și împinge adversarul. Să vedem dacă e mai mult decât o împingere. Așteaptă să vadă, puțin pierdut cojocarul, dusese mâna la buzunarul de la spate. Da. Inițial. Băluță pleacă repede de acolo. Ia să vedem. Era chiar în fața lui s-a petrecut. Bine, aici faultul lui dă în minge, apoi e galben pentru Băluță. E galben, dar trebuia să fie roșu. Îl l-a lovit cu piciorul. Păi da, îl împinge așa din spate. Nu e de roșu. Bine. Îl împinge cu piciorul. Da, e un gest nepotrivit, l-au lăsat nervii. A făcut mult efort Băluță în această seară. E adevărat, dacă vrei să dai, poți să-l elimini. Acum Hakim. Ibrahim. Cumva rămâne la minge. Din nou Hakim. Prima pasă greșită de el în această partidă. Minutul 90, vor fi arătate minutele de prelungire. Joacă la margine Button, Companiuci.
Rămâne Chițu, bine l-a primit Button la 20 de metri, șut blocat, mingea sare în careu, Button pentru Companiuci, centralii Companiuci, Ibrahim, salvatorul de la Iași, trimite acum mult peste o rezolvare acrobatică, 3 minute de prelungire. Dar nu era execuția. Da. A lovit mingea bine. E a doua forfecă din această etapă. Cine a mai fost? Tsumu. La Sfântul Gheorghe. Cea mai mare ocazie a Rapidului. Vineri seară. Mascarenhas câștigă duelul cu Djokovic. Gibril Ibrahim nu se descurcă. Degajează șut. Avansează Lacroix. Hakim, foarte bine întâmpinat acolo de Daua. Ovidiu Popescu, dar nici Mascarenhas nu poate face mai mult. Băluță lung de linie spre Ovidiu Popescu. Încearcă să țină de minge Ovidiu Popescu și este lovitură liberă pentru FCSB. Spre disperarea lui Mascarenhas. Încă o schimbare, intră Miculescu în locul lui Băluță. Și nu prea mai are timp FCU Craiova să scoată măcar un punct din această deplasare. A jucat slab după ieșirile lui CDB și Basa. FCU nu a mai fost periculoasă. A jucat mult mai slab decât în runda precedentă, în derbiul Craiovei. Se duce Miculescu acolo, lângă Ovidiu Popescu, în zona din care trebuie executată lovitura liberă. Miculescu e cam un offside. Nu dau seama ce face Miculescu, unde se duce. Da, nici eu nu știu, că nu e aruncare de la margine să poți să primești mingea acolo. Galben pentru Ovidiu Popescu, pentru tragere de timp. Miculescu la prima atingere de balon, se întoarce frumos acolo pe lângă Mascarenhas, iau de poartă. Dacă nu e fault, iau de poartă. Șut trebuie să se ridice. Dar nu-l impresionează însă pe Cojocaru. Să vedem, de acum înainte, pentru că am intrat în al patrulea minut de prelungire, doar Adrian Cojocaru știe cât va mai lăsa această partidă să curgă. Radunovic, Rada Slavescu, iată, are energie acum pe final, e aruncare de la margine pentru Craiova. Da, mingea l-a șters pe Rada Slavescu, vede și el cartonașul galben. Da. Da, Cojocaru pui irită pe cei de la FCU Craiova, însă piritarea lor, mă rog, ar trebui să fie canalizată mai degrabă către propriile erori, nu arbitrul. I-a împiedicat în ultima jumătate de oră să ajungă periculos la poarta lui Târnovanu. Ultima fază, FCSB a avut probleme în ultimele sezoane, la ultimele faze nu e cazul, ci în această seară respinge Miculescu, victorie pentru FCSB, 2-1 cu FCU Craiova, 3 puncte peste CFR Cluj, 4 puncte peste Rapid Ionuț Angheluță și Dan Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție, legătura lui Radu Naum la Fotbal Club. FCSB, după 4 rezultate negative, reușește în fine să obțină o victorie. Poate la meciul încă era de presupus mai degrabă ca la acesta să termine nu foarte bine, nu cu o victorie, în acest caz nu cu toate punctele, pentru că a jucat mai bine 30 de minute cu un om mai puțin, Crețu fiind eliminat. Și totuși a rezistat pentru că nici n-a fost supusă vreunui mare asediu, nu a avut de rezolvat probleme colosale
pe care să îi le pună FCU Craiova, care a arătat a echipă modestă, fără orizont, fără niciun fel de inspirație, mai ales în fața porții. Gândiți-vă că atunci când s-a trezit în superioritate numerică, de când s-a trezit în superioritate numerică, n-a reușit nici măcar o singură acțiune sau fază cu adevărat, acțiune, da, fază cu adevărat periculoasă, fază de gol, n-a reușit să pună în dreptul ei, în dreptul statisticii, așa ceva. A fost un meci haotic, dovadă că golurile s-au înscris toate din faze fixe. Vestea bună este că în Kosovo, Israel, care este adversarul României din această perspectivă, evident, pentru calificarea la campionatul european, este condusă de Kosovo și este dominată de Kosovo 1-0 pentru echipa în care a intrat Cermal Krasnici, jucătorul CEO de la CFR. Partida este pe Digisport 2. Noi ne întoarcem aici în scurt timp pentru a vorbi despre meciul FCSV, FCU Craiova și, la un moment dat, și despre, sigur, partida de la Priștina. Ne întoarcem în scurt timp.